Vă salut din nou, dragi prieteni, răspund încă o întrebare adresată de unul din colegii noștri. Care este cel mai eficient coșuleț atunci când targetăm peștii de talie mare pe lacuri, pe zonele unde apa nu curge sau unde curge foarte încet? Personal, îmi plac acest gen de coșulețe, da? De ce? Haideți să vă explic și de ce. Dacă ținem cont că atunci când mergem la pește de talie mare, trebuie să ne gândim foarte mult că peștele mare caută particule mari și nu preferă o zonă înădită cu nor, cum preferă pește de talie mică. Acest gen de coșuleț, pe lângă precizia care ne asigură și faptul că se poate duce la distanțe foarte mari, el coboară foarte drept în coloană și poate fi folosit cu foarte multe particule. Particule ce înseamnă? Semințe, porumb, pelete, vieri morți, larve, râme, adică segmente de râme, casteri, tot ce vreți, adică particule, nu nadă. După ce încărcăm coșulețul cu particule, punem doar un căpăcel mic de nadă și el când va ajunge pe substrat, va duce toată cantitatea de particule jos și după un minut, două, dacă tragem puțin de coșuleț, o să așezăm particulele pe substrat și câligul va veni, deci gândiți-vă, câligul cade aici, particulele sunt aici când tragem, câligul va veni exact peste particule. Ceea ce este foarte eficient la pești de talie mare. Din ce vedeți, preferatele mele, să zic așa, în ultimul timp sunt acestea de la Preston. De ce? Pentru că au deschidere destul de mare, sunt foarte bine gândite. Din ce vedeți, se vede forma plumbului, este puțin alungită pe spate, ceea ce îl ajută să coboare tot timpul în poziția asta, protejând capacul de nadă și ținând particule până pe substrat. Odată ajuns pe substrat, nada se dizolvă și la cea mai mică smucitură sau tragere, apa intră prin fantele ăștia și eliberează conținutul care alunecă foarte bine și formează mici grămăjoare foarte, foarte atractiv, exact ca și la metod, pentru peștii de talie mare care se hrănesc pe substrat. Acum o să mă întrebați de ce sunt două modele, de ce vă prezint două modele, pentru că este un model cu descărcare mai lentă, care este recomandat pentru distanțe mai mari și adâncimi mai mari, da? Și avem acest model cu descărcare mai rapidă, care vi recomand atunci când se face un pescuit, peștii sunt mult mai activi, pescuit de viteză, apă puțin mai mică și distanțe medii, mici și medii. Ele sunt de diferite gramaje, începând de la 30, 45, 60 de grame. Eu mi le aleg în funcție de nevoi și de factorii din ziua respectivă, da? Deci nu este ceva standardizat. E bine să aveți și mai multe dimensiuni și mai multe gramaje, da? Mai ales când vreți să treceți de coloana de pești mici dintre ape și să vă adresați doar peștilor de talie mare cu particule de substrat. Coșulețele ăștia le găsiți pe magazin, pe magazinul pescuit la feeder.ro, la secțiunea coșulețe, unde găsiți multe, multe modele. Da, eu am vrut să vi le arăt ce prefer atunci când vizez peștii de talie mare. Peștii de talie mare fiind crapul. Dacă mergem pe zone unde întâlnim și carasul, merge și la caras de talie mai mare, dar și mai ales la plătică de talie mare, da? Haideți că ne mai vedem și cu alte materiale, la fel de educative, să spun așa, și alte materiale despre noile produse ce apar pe piața de pescuit la feeder și tot felul de accesorii. Dați urmărire și ne mai auzim și cu alte materiale. Salutare și numai bine!